Deci ne-am înțeles și din privire. Și ca nu care cumva să uiți, Sonia, de unde ai toate ingredientele folosite înapoi în curte. Pipica, pipica, strigă-le, pipica. Cum să le strig? Mă, atunci și da, acum de ce le dăm de mâncare? Păi că avem nevoie de ouă. Trebuie pentru să le... prăjituri, da, pentru... Da, pentru mâncare, la prăjituri, la toate. Hai, fetitelor frumoaselor. Fetele... Sunt niște manechine superbe, găinușele astea. Vezi? Haideți la mama găinușelor. Sonia, uite încă o rețetă de făcut acasă pentru iubitul tău. O prăjitură pe numele ei bulgăresc Rebra. Haideți să prezentăm ce prăjitură facem. Facem o prăjitură care este destul de simplă, dar este foarte, foarte bună. Se topește în gură. Este și anumai din nucă, zahăr praf. Îmi trebuie 4 ouă, din care folosim numai albușul. Și aici, lingură obișnuită de oțet. Albușul se va freca cu oțetul până devine, nu se bate, ce se freacă, până devine ca la o bezea. Și cu gălbenușul ce faceți? Sau ce faceți cu el? Separat, într-o frăticioară și se păstrează la altceva. Eu, între timp, macin nuca. Acum pun zahărul aici înăuntru. Așa, dar să mă lăsați pe mine să frec chestia aia. Te las, mă, micule, să vezi cât de ușor, că nu se freacă. Este un lucru destul de ușor de făcut. Cum se numește prăjitura aceasta în bulgară? Rebra, așa se numește. Rebra? Da. Și asta noi tot de la bunicii noștri am învățat-o. Ingredientele pentru prăjitura Rebra sunt următoarele: 500 de grame nucă măcinată, 500 de grame zahăr pudră, 4 albușuri de ou și o lingură de oțet. Tanti Jana, am crezut că făina aceasta o puneți înăuntru în compoziție. Nu, eu așa m-am gândit. Făina folosesc pentru taputat tava. Așa. Și vom pune pe planșet înainte de a pune nuca. Când am văzut rețeta la început pe care tanti Jana a spus-o, mă gândeam, floare la ureche, gata, în 10 minute am terminat treaba. Dar se pare că asta a fost o capcană, pentru că a trebuit frecat albușul ăla de, ce să spun, mâna asta este terminată, cred că mâine voi sta cu ea în gips. Să luăm jumătate din material. Așa. Care va fi deasupra. Și jumătate mi-l dați mie să mănânc. Da. Păi atât de bun încât... Ce pot să zic? E într-adevăr o artă să știi să faci această prăjitură. Nu e tot mai simplu. Aici băgăm toată nuca. Așa, care? Tot ambele? Ambele, mă. Wow, atât de multă? Da, mergem acolo. Și aia la altă. Deci, practic, câte nuca a fost? Un kilogram sau jumătate? De kilogram și jumate de zahăr, care l-am frecat cu. Aha. Folosim puțină zeamă de lămâie. Așa. Pe planșetă o punem cu sucitorul. O să o întindem ca o foaie, peste care vom pune albușul ăla. Incredibil. Și se va tăia cu cuțitul la o lățime de un deget, să zic așa, și lungime obișnuită, și pe tavă și vreo 10 minute la cuptor. Sunt extrem de obosită, ne-am trezit cu noaptea în cap, am condus, am venit până aici, am găsit niște oameni absolut încântători. Din punctul meu de vedere, a fost, cred că, cea mai frumoasă zi din viața mea pe care am petrecut-o în afara Bucureștiului. Super cum arată, incredibil cât de frumoasă este, deci... Uite ce mare a crescut! Vai ce frumoasă e, Doamne! Arată mult prea bine și mi-e așa de poftă. M-am gândit la ea 10 minute. Este o minunăție. Uite, Soniuca, mama, tu și ți-o pregătit pătucu după o zi de muncă grea. Mulțumesc să că te mi l-ați făcut cu roz, îmi da, place. Uite, l-am făcut așa după măsura ta. Te sărut și să ții minte ce ai visat, că se zice că în casă nouă ceea ce visezi da? Se împlinește. Am înțeles. Să o lăsăm pe Sonia să doarmă, iar noi să recapitulăm modul de preparare al acestei extraordinare prăjituri. Se pun într-un bol o lingură de oțet, 500 de grame zahăr pudră și 4 albușuri de ou. Se freacă bine cu o lingură de lemn până ce devine o pastă care nu curge. După obținerea acestei paste, se amestecă cele 500 de grame de nucă măcinată
macinată cu jumătate din compoziția de spumă obținută, iar acest amestec va fi folosit ca și un blat de prăjitură. Cealaltă jumătate se pune peste acest aluat, care se întinde cu o sucitoare ca o foaie. Când cealaltă jumătate din spumă se întinde uniform peste blat, se ia un cuțit și o cană cu apă caldă pentru tăierea și aranjarea în tavă. Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața, mămătușii! Cum ai dormit, iubita? Foarte bine, m-am trezit, am făcut cafea și ceai pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Dacă ai băut ceaiul și cafeluța, ne o așteptăm pe Adina. Așa. Vine să te îmbrace într-un costum național, original de la Vinga. Da? O să-ți placă foarte mult. Și sunt sigură că vei arăta foarte bine, că în general fetele frumoase arată super în costumele naționale, mai sunt ales foarte emoționată. Fotomodel arată superbe. Bună dimineața! Am venit la tine, uite, vreau să te îmbrac în costumul nostru tradițional port-bulgăresc și o zic să începem, că o să avem destul de mult timp, că o să ne ia aproximativ o oră la îmbrăcat. Acum o să începem cu șpenzilul. Ok. E momentul mult așteptat în care bulgăroaicele află dacă Sonia rezistă să poarte costumul de aproape 30 de kilograme. Suspansul a luat sfârșit. Acum vom afla ultimele feluri de mâncare care vor intra în concurs. În sfârșit am terminat cu masa. Cel mai mult a durat cu îmbrăcatul, dar am avut marele noroc că Adina m-a ajutat cu aceste foarte multe fuste de pe mine. M-am așezat, dar nu cred că mă pot ridica de aici. Așa că o aștept pe Gina să vină. Ce faci, Gina, păpușica îmbrăcată cu 100 de fuste? Doamne. Îmi pare rău că nu mă pot ridica să te salut. Da, chiar insist. Chiar insist, stai puțin, stați puțin. 5 ore mai târziu. Deci, prima oară aș vrea să-ți prezint o supă de curconii. Este foarte bine gătit și foarte gustos. Această fidea este preparată de noi în casă și este tăiată de mine. Deci o vezi cât de mică este. M-am chinuit cu aceste mănuțe. Această supă este delicioasă. E foarte ușoară, puțin dulceagă și se simte gustul de pasăre. Deci îți place? Asta e supă ca să te pune pe picioare atunci când ești răcit. Următorul fel este un ghiveci din acesta legume, care este, din punctul meu de vedere, foarte delicios, având în vedere că eu nu mănânc carne, dar în același timp el poate fi servit cu acea șunculiță de porc, foarte bună. Care nici asta nu e de... și asta e de porc, așa, nu? Care și ea este de post, doar pentru anumite persoane. Cum ți se pare? Are gust și de zacuscă. Da. Este dulce și aromat, exact cum este zacusca, doar că aceasta este o mâncare. Mai avem aici o fripturică la cuptor, tot din vietul curcan. Tot asta secretul este că se servește cu acest sos de vișine, care este foarte dulce. Iei o bucățică de curcan, te rog frumos, ia-o pentru tine, pune puțin sos pe cartof, pe cartof și pe cărniță și să-mi spui cum ți se pare gustul. Sărat cu dulce. Deci... e foarte, foarte, foarte bun. E preferatul meu. Deci curcanul cu acest sos de vișine e preferatul meu. Poate îl prepari și acasă sau poate dai rețeta și mamei tale. Și acum vreau să-ți prezint două deserturi foarte interesante. Uitați-vă cum arată aceste delicii. Această prăjitură se cheamă Rebra și este o prăjitură foarte, foarte veche. Vreau să gust din ea și să vezi că acel blat nu are niciun pic de făină. Totul este numai nucă și bezea și albuș. Și cu ce seamănă? Cu nuga. Acest desert se numește pitasmet. Pitasmet. Da, și este un desert foarte, foarte simplu de făcut cu miere de albine, care de obicei bulgarii îl mănânc în, nu știu, dimineața la micul dejun, cu cafea, cu ceai, la o ciocolată caldă, ca o turtă, ca o turtă dulce. Dar nu la fel de... e puțin mai moale decât o turtă dulce. Turta dulce știți că e puțin tare, dar asta e puțin mai moale. Dar gustul este la același. Foarte bun. Foarte bun, nu? Foarte bun. Să spun părerea mea. Hai să vedem, sunt foarte curioasă. Pe primul loc este acest curcan cu sos de vișine. Deci a fost delicios. Deci asta chiar o să vreau să fac acasă. Mă bucur tare mult. Mă bucur tare mult. Pe locul 2, între această tocăniță și supa. Supa. Deci supa de curcan. Supa de curconi, curconi. E bine.
Mă bucur tare mult. Iar desert. Desertul? Acesta. E foarte bine. Deci Rebra câștigă. Da? Da. Deci noi am ales, acum o să chemăm gazda. Da, o să chemăm pe mama Tușii ca să-i comunicăm ce am hotărât împreună. Mama Tușii! Aici sunt! Aici sunt! Gata! Ce faceți, mama Tușii? Foarte bună mâncare, felicitări! Mulțumesc! Foarte am bună așteptat să spuneți cum este și cu ce mergem sunt? Deci, pe primul loc se află acest minunat curcan cu sosul de vișne. Pe locul 2 mergem cu, mergeți de fapt, cu da, această supă, supă de curconii. Și ca desert am ales acest Rebra. Rebra. Da, mă bucur, îmi pare bine. Este, este bine, Gina, sunt alături de voi. O să vă doresc succes la concurs. Mulțumim foarte mult, Gina. Mulțumim. Una pentru masă. Să fie de să bine, spune. Ne bucurăm că ți-a plăcut foarte tot. Foarte bune au fost. Mulțumesc. Și vă așteptăm și cu altă ocazie la noi. La revedere, Gina. Că supa de curcan și cu sosul de vișine se potrivește nemaipomenit. Și cu friptura la cuptor, deci e un meniu bun, care la noi, la bulgar, foarte mult se mănâncă, mai ales când ai musafiri deosebiți. Îmi este un pic dificil să anticipez ceea ce vor alege jurații, pentru că ei, fiind de aici, din comunitatea bulgărească, au gusturile diferite față de ceea ce ne place nouă. Dar mă gândesc că friptura de curcan cu sosul de vișine este un fel de mâncare decisiv din punctul meu de vedere și dacă și pe Gina Pistol a cucerit-o, înseamnă că va cuceri și juriul. Trebuie să câștigăm, trebuie să câștigăm, de-aia am muncit atâta și ne-am luptat, de-aia am și acceptat concursul ăsta că, cu gândul că vom câștiga. Să mergem înainte, să venim și noi capitala. Mâine este ziua cea mare în care vom vedea care dintre cele trei familii și care dintre cele trei vedete vor merge mai departe și vor reprezenta frumoasa localitate Vinga în competiția de gătit tradițional Să Gătim Românește. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi și ca de obicei vă urăm poftă bună! Nu uitați, Să Gătiți Românește!